Se derulează la doar câteva zile după ce, pentru a 2008-a oară, cum spunea un coleg înainte de a intra în emisie, pentru a 2008-a oară, omenirea s-a convins că există Moș Crăciun. În această seară, în loc să malaxăm cozonaci sau știu eu ce altă preparată să fac răcituri și nu mai știu ce altă preparată să fac când ajung de anul nou, în loc să malaxăm lucruri plăcute, ne vom axa pe un subiect, pe o poveste incredibilă, spun eu, și sunt convins că ceea ce vă vor prezenta în această seară invitații malaxorului va dovedi acest lucru, va dovedi că există de uneori există stări de lucruri care denotă reavoință, situații sfidătoare la adresa românului, bătaie de joc la adresa ideii de justiție. Și nu vreau să continui și nu vreau să cataloghez acest caz, pentru că catalogarea și așezarea într-o anumită zonă a situației pe care o vom prezenta în această seară o veți face dumneavoastră după ce veți asculta ceea ce ne va spune domnul Dumitrescu Octavian. Bună seara, domnul Dumitrescu, bine ați venit la Malaxor. Știți, sincer, regret că v-am cunoscut și că a fost nevoie să ne întâlnim într-o conjunctură de astfel de factură într-o emisiune televizată. Dar faptul că sunteți aici denotă că și dumneavoastră aveți încredere în media și ați reușit să-i convingeți și pe colegul meu, în esență, pe colegul meu, jurnalistul Mălin Bot, cel de-al doilea invitat din această seară. Bună seara, Mălin, bine ai venit la Malaxor. Noi nu ne-am întâlnit la Malaxor, așa pe la televizor ne mai uităm unii la alții, dar la Malaxor unii nu ne-am întâlnit, nu? Nu. Eu mă bucur că ești aici alături de mine și tu ești cunoscut nu numai în brasa noastră, sunt convins că mulți dintre telespectatori te cunosc ca acel jurnalist de investigație, dincolo de jurnalismul acela clasic în care redăm un eveniment sau o acțiune, ești cunoscut mai mult ca jurnalist de investigație care, dacă ai preluat un caz, te duci cu el până în pânzele albe și s-a întâmplat, din ce mi-amintesc eu, că în unele situații chiar cel care venea și reclama era vinovat la un moment dat, te-ai dus cu acel caz până în pânzele albe. La fel s-a întâmplat și acum și mărturisesc că după ce am citit articolele publicate de tine în Adevărul, după ce am văzut foarte vag, tangențial, documentele pe care le ai acolo în față, am fost impresionat de ceea ce poate să se întâmple în anul de grație 2008. Este foarte greu, zic eu, acum să dai o palmă, să vorbim despre pendate justiției, mai ales că mai sunt două zile până la schimbarea anului. Este foarte greu. Dar e bine totuși la sfârșit de an unii să tragă linie, să gândească la ce au făcut anul ăsta, zic eu. Eu nu știu în ce măsură, eu nu știu, tu ești foarte blând. Dacă au conștiință și dacă au măcar un dram de bun simț, pentru că ăsta nu e un caz... Am scris despre foarte multe cazuri și am avut foarte multe persoane care au venit la redacție cu probleme. Ăsta nu este un caz, este cel mai revoltător caz despre care eu am scris sau despre care am citit sau despre care am auzit povestindu-se de la alți colegi din presă. Mălin, eu sunt mirat de faptul că tu privești atât de ponderat problema și spui dacă niște oameni au conștiință și bun simț. În ceea ce s-a întâmplat în cazul domnului Dumitrescu, nu se poate vorbi în niciun caz despre conștiință, iar despre bun simț nici atâta. Eu îți propun și propun telespectatorilor să ascultăm o poveste scurtă, povestea unei situații care i s-a întâmplat domnului Dumitrescu Octavian în municipiul Timișoara, undeva în anul de grație 2008, bine, începută parcă în 2005 și La ce s-a ajuns în anul de grație 2008 cu o România europeană, cu o justiție europeană, penalizată pe acolo de justiție europeană. Domnul Dumitrescu, ce vi s-a întâmplat? În anul 2005 făceam comerț cu niște plante în piața 700, unde făcea un constatean de-a meu pe nume Flutură Clemente Viorel. Și el s-a rugat de mine să-l primesc câteva zile de la mine, că are probleme cu nevastă la Cerneteaz, eu stătea la sat la Cerneteaz. Zic, eu nu mai primesc să te pe la mine, că eu am primit destui și
pe profesorul de fizică și chimie atomică, a venit din detenție și l-am îmbrăcat, l-am echipat. Pentru aia, în loc să... și mai un student, a stat până la mine 5 ani, a avut ceva probleme cu nervi și tot rămânea anul cu anul. Așa. Și... a venit acest domn și element, după aia, da? Zic, nu mai primesc. Nu-mi trebuie mie. Tot s-a rugat și s-a făcut cum a făcut de a venit la mine. După 2-3 zile, vine un cetățean pe-n piață, pe nume Gigi, s-a recomandat. Și zice, nu-l primesc din gazdă, că e băiat serios. Zic, bă, nu primesc, tu nu vezi că stai tu. Zice, eu nu mai stau, că am împăcat, nu știu ce, în fine. Domnul Dumitrescu, locuiați într-o... în... unde locuiați? Unde să-l primiți în gazdă? În locuința mea. De locuința teatru, noastră, așa? 4. Unde era o locuință formată dintr-o cameră? O cameră, bucătărie, baie, balcon. Așa, locuința dumneavoastră, proprietate personală. Personal. Bun, haideți să mergem mai departe. Până la urmă, l-ați primit sau nu pe domnul Clemente? Da, l-am primit și după 2-3 zile mi-arată un cetățean în piață, nu vrei să-l primești din gază. Zic, băi, nu mai primești pe nimeni, lasă-mă în pace. Și așa ai datorie pe la bloc și las că mă descurc cu datoria, că... o să mă duc pe la muncă, pe la construcție, pe la plafar și fac rost de atâta bani și dau. El nu tot a insistat și ăla care l-am primit, Gigi, pe nume, tot a venea, mi-a dădea câte o bere, bai, nu mă primesc vreo 3 săptămâni, o lună, până îmi zugrăvește apartamentul unde o să mă mut. Și l-am primit până la urmă și după ce l-am primit, pe data de 28 mai, în 8-9 zile, pe data de 28 mai aveam o restanță la bloc de 88 de lei. Era duminică. 28 mai 2005 vorbim. Da, 2005, da. Așa. Și eu mai făceam comerț acolo în piață la Aurora. Și am uitat ceva acasă să iau niște lucruri. Și acolo e la 20 de metri, știi? Când vin acasă, îl găsesc pe Gigi cu... pe ăla de l-am primit în gardă, cu ăsta, cum îi zice, nepotul lui și cu nevastă, sau Angela. Era un casă la mine. Și vine și administratorul, chiar atunci. Zice, a sunat, auzi, zice, domnul Dumitrescu, aveți să dați 88. Bă, zic, băi, băiete, nu am. Acum, dar când iau pensia luna viitoare, îți dau și... restanța asta, 88.000 și dau și plata la zi, așa, pe lumea în curs. Nu, că nu se poate. Zic, hai să mă duc, am pe cineva aici la mine și o să-ți dau bani. Dacă îmi dă, dacă nu îmi dă, rămâne. Când m-am dus la Gigi, îl întreb, băi, Gigi, nu ai să-mi dai 100.000 ca să dau, uite, nu am. Zice, întreabă pe Nelu. Îl întreb pe ăla, băiete, dă 100.000, că ori bând dau ceva la piață, îți dau, ori... mă rebașez, nu știu. Mi-a dat, i-a dat la administrator și când i-a dat la domnul administrator, i-a dat, el, nu mai știu eu ce a făcut, a spus că este nepotul meu. Ceva, așa s-a recomandat la administrator, așa. Dar eu n-am luat în considerație ce influență are asta că e nepotul meu. Sau... eu i-am făcut asta plata, am plecat la piață și pe la ora 2:30, așa cam, sau 2-3 să fost, vine la mine acolo la piață și zice, auzi, Tavi, nu vrei să mergi acasă la Bucovina, că uite, Lunelui s-a îmbolnăvit tare, bunica lui, foarte grav, e bolnavă și... trebuie să meargă, să o vadă, că ea...